Da, putem vorbi acum? Da. Ce s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat? Au venit poliția cu cagul la ora 5 dimineață, a speriat copiii, le-a dat în spaimă și cu femeile bolnave cu cardieșe, bărbați cu cardieșe. Băietul meu a fost pe caz de boală de pentișia lui Iași, liber, uitați-vă documentul care e dat de către Comisia Pentișialului, că e cu capul, cu toate boalele. L-au luat dimineața. Da, l-au luat din pat, din pat și copii, așa. A fost ieri la spital. Ieri au fost la spital, i-au luat analizele, poftim, Stănescu, Ferdinand, e bolnav cu toate boalele, cu toate capul. Cu da. Capul, cu toate, cu diabetul, cu mai multe. O tumor la cap. Da. Așa, ăsta este certificatul lui de naștere. Și ăsta a dormit acasă, lângă copiii lui, a speriat copiii. Când a dat meliția și aruncă cu cartofi, eu a spart ușa. Uite, și l-a luat din pat. Te l-a scos din piciorul lui ăsta aici. Trebuia să vină... Dar trebuie să tragă un copil, N-avea voie să tragă, să vină peste noapte, trebuia să vină zâva, trebuia să ia pe bulibașul nostru, să-l aducă zâva între țigani și să rezolva treaba. Dar pe câți au luat dimineață? Patru inși. Eu am luat care și două fete sunt la spital împușcate. Pe caz de operație se scoate gloanțele din ei. Îs minori. E, și alți copii au dat în leșinat, are boala copiilor pentru toată viața. Deci au rămas pentru toată viața neconștienți copii minori. Cum vă numiți dumneavoastră? Mă numesc Stănescu Dragoș. Da, vă rog.